叔叔的美。Thomas și prietenii săi. Aventura de la ferma domnului Peter. O zi frumoasă se anunța pe insula Sodor. Controlorul cel gras îi chemă pe Thomas, James și pe Emily să le vorbească. Bună dimineața, dragii mei! Astăzi aveți o sarcină importantă de îndeplinit. În port va sosi un vapor cu un transport special. El va aduce noi prieteni pentru ferma domnului Peter. Tu, Thomas, te vei ocupa de cocoșul cântăreț. Emily, tu o vei transporta pe pisicuța Nuța, iar tu, James, pe iepurilă năzdrăvănilă. Așa că vă urez o zi cât mai frumoasă pe calea noastră ferată de pe insulă. Domnule, abia aștept să-l întâlnesc pe iepurilă, spuse James foarte entuziasmat. O, și eu iubesc mult pisicile, oare cât de drăguță este pisicuța Nuța? Spuse Emily foarte curioasă. Eu sunt pregătit să-l ascult pe acest cocoș cântăreț. Mulțumim, domnule controlor, pentru această misiune fantastică, spuse Thomas, mai încântat ca niciodată. Thomas se îndreptă spre port, urmat fiind de prietenii săi, James și Emily. În port, vaporul tocmai ajunsese și, din depărtare, se auzeau glasuri călătorilor speciali. Thomas, Emily și James s-au aliniat în port și așteptau să fie încărcați. Primul fu Thomas. Cocoșul cântăreț, aflat în vagon, deja se făcuse auzit. Pisicuța Nuța era deja încărcată în vagonul lui Emily, iar iepurilă năzdrăvănilă în vagonul lui James. Însă, iepurilă acum era mai mult somnorilă decât năzdrăvănilă, fiindcă dormea atât de adânc încât nimic nu-l putea trezi. Thomas parcursese drumul până la fermă. Cocoșul cântăreț îi mulțumi cum doar el putea să o facă. Cu plăcere, domnule cocoș, ședere plăcută la fermă, spuse Thomas fericit. Emily se apropia și ea de fermă cu pisicuța Nuța, care miauna de zor. Draga mea pisicuță, am ajuns la ferma domnului Peter, spuse Emily foarte iubitoare. James venea cu viteză spre fermă, transportându-l pe iepurilă care sfărăia de trosneau șinele sub vagon. Trebuie să vorbesc cu domnul Peter să-l coboare din vagon pe bietul iepurilă, care este atât de obosit, spuse James cu mare grijă. Misiunea a fost îndeplinită. James, Thomas și Emily erau foarte fericiți. La fermă era mare veselie.
armonia plutea în aer și domnul Peter era foarte fericit. A fost atât de plăcut astăzi, zise James. Așa este, James. Dar stai, ce se aude? Spuse Thomas. Oh, vai, se aude un cățeluș. Oare unde este? Spuse Emily îngrijorată. În port, pe vapor, singurel și uitat era cățelul Relu, care era foarte speriat. Comandantul vaporului îl auzi și întoarse nava înapoi în port. Diesel auzise glasul cățelușului și se îndrepta în mare viteză către port. Vin acum, dragă cățelușule, rezistă, spuse Diesel gâfâind. Sub locomotiva Diesel, șinele trosneau de la viteza roților sale, astfel că ajunse foarte repede în port. Oh, cățelușule, sper că nu am întârziat mult. Am venit cât de repede am putut. Mă bucur că ești bine acum. Să mergem la fermă, spuse Diesel. Cățelul Relu ajunse la ferma domnului Peter și, în semn de mulțumire, lătră fericit. Diesel se dovedi a fi o locomotivă foarte curajoasă și utilă în acea zi. Deși legenda spune că locomotivele pe motorină sunt mai răutăcioase, astăzi Diesel dovedi exact contrariul. Diesel, ești un adevărat erou, spuse Thomas. Bravo, Diesel, apreciez foarte mult ce ai făcut, spuse Emily. Diesel, ești cu adevărat foarte curajos, spuse James cu prietenie. Mulțumesc, dragii mei prieteni, eu doar mi-am făcut treaba și știți voi cum se spune, prietenul la nevoie se cunoaște, spuse Diesel. În acest timp, Thomas, locomotiva motorizată, se îndrepta spre muntele Kaolin, când se opri brusc pentru că șina fusese blocată de văcuța Luța și Thomas nu știa acum cum să reacționeze. Oh, ce mă fac acum? Cum ajung la muntele de Kaolin? Oh, doamnă văcuță, vă rog să vă feriți! Oh, oare mă înțelege? Oh, spuse Thomas. În acele momente, James venea pe aceeași linie și ajunsese în spatele lui Thomas. Ce ai pățit, Thomas? Te rog să înaintezi, spuse James. Nu pot, James, lina este blocată și nu știu cum să procedez. Oh, vai, spuse Thomas. James se cuplă de ultimul vagon al lui Thomas și îl trase puțin înapoi, iar văcuța Luța, văzându-l pe Thomas că se mișcă, eliberă șina imediat. Mulțumesc, James, spuse Thomas, și apoi plecă mai departe. Ah!
Thomas ajunse la muntele de Kaolin și îl întâlni pe Kevin. Bună, Kevin, mă bucur să te văd. Bună, Thomas, bine ai venit! Vagoanele lui Thomas fuseră încărcate și acesta plecă la drum. Thomas făcuse multe drumuri în acea zi. Mina de la muntele de Kaolin forfotea de treabă. Drumul era cu pericole, deoarece încărcătura din vagoane era foarte grea. Pe insula Sodor s-au întâmplat multe în acea zi. Thomas, Emily, James, dar mai ales Diesel, au demonstrat încă o dată că sunt locomotive de nădejde, iar Thomas, locomotiva motorizată, a fost mai harnică ca niciodată. La ferma domnului Peter, toate animalele erau fericite. Tu, 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 tu.